Sunt Ioan Ceobotă și vă prezint din nou rubrica la ordinea zilei. Astăzi discutăm despre familie și probabil ați mai auzit de multe ori subiectul familie la noi la radio și probabil îl veți mai auzi și în continuare. De ce este importantă familia? De ce a gândit Dumnezeu familia? Și care este rolul familiei în fundația, în structura societății actuale și a societății umane din toate timpurile? Discutăm împreună cu avocatul Petre Costea. Care credeți că este rolul și locul familiei în istoria umanității? La ora actuală sunt în jur de șapte miliarde de oameni pe fața acestei planete. Și te gândești că, cu toate că șapte milioane, miliarde de oameni locuiesc la ora actuală pe această planetă, mai mult sau mai puțin societatea umană nu este într-o situație haotică. Mă gândesc de multe ori la... la, la această observație obiectivă și răspunsul este același: e familia. Faptul că șapte miliarde de persoane, de ființe umane, sunt organizate în grupuri foarte mici care se numesc familia. Părinții, mama, tata, care sunt legați împreună la nivel biologic, și copiilor legați de părinților la nivel biologic. Foarte deci bine punctat. În, în sensul acesta, familia este ceea ce. Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 numește elementul fundamental și natural al societății care trebuie protejat și are dreptul să fie protejată de stat. Foarte bine punctat. Într-un loc în care șapte miliarde de ființe vii se mișcă și, având în vedere teoria evoluției că au apărut din nimic, deci nu a existat un creator inteligent în spate, te aștepta să fie un haos total. Totuși, este ordine. Cât de cât este ordine în lume. Dar așa este și te întreb de, de, de multe ori: cum de s-a ajuns la, la acest mod de organizare? Este un mister natural din punct de vedere al științei și al a, a ceea ce știm în privința istoriei scrise și a datelor arheologice. Natural din punct de vedere biblic, cunoaștem care este răspunsul. Așa a fost de la început, așa a fost la zidirea Lumii, cum spune Domnul Iisus Hristos, și așa trebuie să fie până, până în capăt dar din punct de vedere istoric al istoriei scrise și ale datelor arheologice în este un mister, dar undeva în, într-un anumit moment din evoluția istoriei ființele umane au decis că este important ca societatea să fie bazată pe unitatea aceasta a familiei, unde un bărbat și o femeie se leagă împreună într-un legământ ca să trăiască împreună și ca rezultat natural acestei uniuni dintre un bărbat și femeie apar copiii care depind de părinți, părinții depind de copiii de la o generație la alta și ca atare putem spune că nu există un haos social la nivel, la nivel de societate tocmai din cauza aceasta. Credeți că existența familiei este o dovadă a veridicității Bibliei, a faptului că Biblia este adevărată și este scrisă de cineva din afara lumii noastre? Fără îndoială, natural ajung la această concluzie, dar aș, aș dori să fac o mică paranteză aici. Acum vreo, poate cam un an sau așa ceva, am, am fost preocupat să găsesc cel mai vechi text din lume, din afara Bibliei, care vorbește despre familie. Codul lui Hamurabi. Exact! Și am dat peste codul lui Hamurabi cel mai vechi test, text scris din istoria omenirii. Și am fost uimit când am ajuns, mi se pare, la paragraful 120 și ceva, unde este, de fapt, definită căsătoria. Căsătoria, așa spune paragraful acesta: Dacă un bărbat își ia o nevastă și nu face legământ cu ea, femeia aceea nu este nevasta lui. În alte cuvinte, se pare că la acel moment în istorie, sau înainte de acel moment în istorie, Bărbații și femeile locuiau, trăiau, conviețuiau în formă de concubinaj, dacă conviețuiau la oaltă. Era de asemenea posibil că bărbatul era irresponsabil, o lăsa pe femeie însărcinată, 2, 3, 4 copii și el pleca, o lua aiuia. Și ca rezultat al comportamentului bărbatului s-a produs foarte probabil un, un dezechilibru social, un haos social, și de acolo, de, în cursul istoriei, oamenii au zis stai puțin, trebuie să rezolvăm problema aceasta. Și vedem dintr-o dată în codul lui Haburabi că este scris clar un bărbat, ca să-i se recunoască relația cu o femeie, de către societate trebuie să facă un legământ cu ea. Exact ceea ce se face în ziua de astăzi. C.S. Lewis spunea că în orice societate, chiar și în societățile în care un bărbat are trei sau patru neveste, Curvia sau adulterul este clar definit. Ai trei sau patru neveste, te ocupi de toate, le întreții pe toate, dar nu poți să ai relații cu altele. Deci există ceva în, în ADN-ul omului legat de aceste lucruri de bază, care până la urmă se concretizează în cele 10 porunci. De ce credeți că există scrise aceste lucruri în ADN-ul omului? Era mult mai simplu omul să nu fi avut niciun fel de îngrădiri, ca și animalele. Și spre acolo se tinde, din păcate. Da, aveți dreptate. Natural, din punct de vedere, din punct de vedere biblic, avem răspunsul. Așa a rânduit Dumnezeu, așa a poruncit Dumnezeu. Din punct de vedere al antropologiei, din nou, trebuie să mă duc înapoi în istorie, în ceea ce cunoaștem. Este foarte posibil ca, înainte, ca ființele umane, să fi căzut de acord asupra exact ceea ce spuneați dumneavoastră, asupra acestei noțiuni a monogamiei. Adică un bărbat are relații doar cu singură femeie, ori în cazul poligamiei doar cu cele 3-4 femei, poate întreține relații de intimitate și nu în afara acestei, acestui cadru. Deci se pare că atunci când societatea umană a ajuns la concluzia că monogamia este cea mai una din valorile fundamentale sociale, trebuie să fie într-un fel codificată, apreciată, acceptată și. Prezentată în mod oficial în fața societății. Aceasta este norma. Pentru că înainte de monogamie foarte probabil că oamenii trăiau un haos în privința relațiilor de intimitate. Un bărbat trăia cum, cum voia, probabil că mai puțin la femei, mai puțină promiscuitate la femei decât la bărbați, dar din nou acest haos care foarte probabil a existat înainte de apariția noțiunii de monogamie și implementarea acestei noțiuni de monogamie fie prin Uh, obiceiuri, fie prin practici, și după aceea prin legea scrisă. Tocmai asta a generat, a, a determinat societatea umană să, să implementeze aceste principii. Spunea cineva că diavolul îi îndeamnă pe oameni să aibă sex înainte de căsătorie, și îndeamnă să nu mai aibă după căsătorie. Este un atac cumplit asupra familiei. De ce acest atac asupra familiei? Aș, aș dori să dau un răspuns un răspuns cât se poate mai simplu. Din perspectiva seculară, obiectivul ultim, și probabil că ascultătorii dumneavoastră nu știu lucrul acesta, dar obiectivul ultim, și vreau să trag atenția cu toată seriozitatea, obiectivul ultim al mișcării anti de fapt, este chiar eliminarea familiei ca instituției. Și citind motivația pentru acest punct de vedere... Concluzia care o văd din nou și din nou este că familia, de fapt, este o structură socială care, de fapt, exploatează și discriminează împotriva femeii. Așa a fost de mii de ani, pentru că trăim în societatea în epoca drepturilor omului și a noțiunii de egalitate completă între bărbați și femeie. Familia discriminează împotriva Familia femeii? Familia discriminează împotriva femeii și ca atare singura modalitate pentru a asigura adevărată egalitate între bărbați și femeie trebuie să fie în primul rând abolirea familiei ca instituție, în al doilea rând chiar avortul. Adică femeia este subjugată acestei, acestei practici ca tot la câțiva ani să îngă, își îngădie trupul ei să poarte vreme de 9 ani ceea ce. 9 luni. 9 luni, scuzați-mă, 9 luni să poarte ceea ce îi spun un parazit. Adică cei care promovează avortul să facă uneori referință la copilul născut ca la un parazit care pur și simplu suge substanțe și suge uh, nutritive din trupul mamei. Deci astea sunt noțiuni radicale care se bântuie lumea academică la ora actuală. Se pare că în curând unii vor plânge după comunism, cel puțin la nivelul ideologic. Comuniștii erau răi la nivelul fizic, dar se pare că este mult mai periculos atacul acesta la nivel ideologic. Interesantă observație. Între ghilimele spun cu plânsul după comunism, nici vorbă să... Da, înțeleg, <laughs> dar mâncă. este interesantă observația dumneavoastră pentru că într-o oarecare măsură uh, aveți dreptate. De ce spun lucrul acesta? din când în când mai mai uh, dau peste un articol sau un editorial din ziarul Pravda ziarul uh, comuniștilor din, din, din Rusia uh, și sunt uimit să văd că ei sunt împotriva căsătorilor unisex și pledează foarte tare în favoarea căsătoriei tradiționale și în sensul acesta cred că înțeleg afirmația pe care ați făcut-o în contrast, comuniștii din lumea occidentală, începând cu Australia, până în Anglia, Suedia și Italia și așa mai departe, toți sunt antifamilie tradițională. Și favorizează. Un argument pe care îl fac vine din partea lui Gramsci, Italie, socialistul italian, marxistul italian, mă scuzați. Argumentul lui a fost că sunt câteva aspecte care trebuie complet demolate sau instituții pentru a asigura distrugerea completă a burgheziei și a capitalismului. Religia este una dintre ele, alta este familia. Pentru că familia este o reflexie a gândirii burgheze, spun ei. Bărbatul, femeia, copiii, avem o afacere, avem o fabrică, avem cutare și cutare și avem nevoie de un cadru legal, un cadru social ca ceea ce noi avem să putem da copiilor noștri un concept burghez, spun ei, și această entitate, fiind familia, în mintea lui trebuie distrusă chiar familia ca să asiguri eliminarea completă a burgheziei și a capitalismului. Sunteți președintele Alianței Familiilor din România. N-aș vrea să încheiem discuția noastră fără a ne prezenta puțin viziunea Alianței Familiilor din România și aș vrea totuși să, să nu rămânem într-o notă pesimistă, deci întrebările pe care vi le-am adresat până acum, până acum vizau doar puncte negative din ceea ce se întâmplă, aș vrea să vedem unde este harul lui Dumnezeu dincolo de toate aceste urlete ale celor răi. Da, natural, familia nu poate fi, nu, po nu poate fi niciodată distrusă în întregime asistăm din nefericire la un declin al instituției familiei, pentru că asistăm la un declin al culturii pro-familie. De fapt, nu ar trebui să spun pro-familie, al culturii familiei în societatea contemporană. Uh, dar, uh, ca și cu toate celelalte fenomene, știm cine câștigă la sfârșit. În venia săptămâna asta mi-a venit în minte versetul din din Genesa 9, mi se pare, al doilea verset, penultimul verset din capitolul unde scrie și noi, virgulă după potop, a mai trăit 350 de ani. Deci a fost un declin în societatea umană, în capitolele 5 și 6 din Genesa, au trecut, societatea umană, a trecut prin cataclismul acela oribil în capitolul 7 și 8 și în capitolul 9 vin din nou în aplicare principiile lui Dumnezeu, familia, rasa umană, proiectul de mântuire a omenirii care merge înainte și după potop, când zici că potopul distruge totul și potopul e punctul final, noi încă trece 350 de ani. Așa că eu garantez fiecărui ascultător că familia, instituția aceasta lui Dumnezeu va dăinui. Dar trebuie fiecare persoană de bună credință să își facă aportul la promovarea în România, în societate, a unei culturi pro-familie. La final, să nu. N-aș vrea să încheiem înainte de a ne prezenta câteva lucruri despre Alianța Familiilor din România, a cărui președinte sunteți. Ne-am format în mod oficial în. în scuzați în septembrie 2007. În anul 2006 am lansat un proiect de revizuire a Constituției României. Am bătut toată țara aceasta de la est la vest, de la nord la sud. Am obținut 650.000 de semnături pentru un amendament constituțional și din. Anumite motive nu am reușit să punem acel amendament în Constituție. În 2007 am fost dezamăgiți și am decis să ne întâlnim, cei care am promovat acest proiect, cine vrea să vină la o întâlnire la Brașov. Ne-am întâlnit la Brașov în septembrie 2007 și am zis ce facem. Abandonăm totul la corturile tale, israele sau românule, ori mergem înainte cu familia. Și în unison toți am spus mergem înainte chiar dacă pentru un moment nu mai promovăm acest uh, referent constituțional sau amendament constituțional mergem înainte să promovăm o cultură pro vita pro familie în România și de atunci încoarce am rămas credincioși acestui legământ wwwalianța este adresa, este site-ul unde puteți accesa toate aceste resurse. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu domnul avocat Petre Costea, președintele Alianței Familiilor din România. Am discutat despre familie, despre familie în general, despre mersul lumii și despre încurajare și am încheiat cu, cu încurajarea faptului că lucrurile sunt totuși în mâna lui Dumnezeu. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!